Weekendul trecut, pădurea Crihal a fost transformată într-un loc de basm, acolo unde copiii și părinții au fost întâmpinați cu o atmosferă plină de bucurie și distracție. În cadrul evenimentului, jocuri la pădure pentru copii și părinți jucăuși. Acest eveniment, partea proiectului Drobeta Young City, a fost organizat de Asociația Mood of Life în parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin și a adunat sute de participanți entuziasmați, dorni să petreacă o zi de neuitat în mijlocul naturii. Pădurea Crihala a răsunat de râsete și voie bună pe parcursul întregii zile, oferind copiilor cu vârste între 6 și 10 ani o gamă variată de activități captivante și pline de creativitate, de la jocuri diverse care i-au ținut pe cei mici activi și entuziasmați, până la întâlniri surpriză cu mascotele preferate ale copiilor, atmosfera a fost una de bază. Cei mici au avut ocazia să participe la concursul de alergat în saci, să creeze avioane din hârtie și să-și pună amprenta pe sacoșe din material textil în cadrul atelierelor de pictură, promovând astfel sustenabilitatea încă de la o vârstă fragedă. Aleile pădurii s-au transformat în adevărate galerii de artă datorită desenelor pe asfalt realizate cu cretă colorată de către micuții artiști, iar sesiunile de face painting au adus un plus de magie, transformându-i în personaje de poveste. Voluntarii asociației Mood of Life au avut un rol esențial în menținerea zâmbetelor pe fețele copiilor, asigurându-se că fiecare moment a fost special. Nu a lipsit nici muzica veselă, care a adus un plus de energie și a contribuit la crearea unei atmosfere pline de bucurie. Socializarea în aer liber a fost la ordinea zilei, iar evenimentul a fost o ocazie perfectă pentru familii să petreacă timp de calitate împreună și să lege noi prietenii. Participarea la eveniment a fost gratuită, iar succesul acestuia a fost evidențiat prin numărul mare de participanți și zâmbetele largi de pe fețele copiilor. Weekend la pădure s-a dovedit a fi mai mult decât o simplă activitate de recreere. A fost o adevărată sărbătoare a copilăriei și a familiei, iar Asociația Mood of Life, sub îndrumarea lui Cătălin Mihăilescu, în parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, promite să continue această serie de evenimente menite să aducă comunitatea mai aproape. Acest eveniment a subliniat încă o dată importanța activităților în aer liber și a legăturilor sociale, contribuind la dezvoltarea unei comunități unite și fericite.